Bună ziua, doamnelor și domnule, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Este trecut de ora 17, am venit în direct audiența generală și astăzi discutăm câteva subiecte importante. În primul rând discutăm despre agricultură, este domeniul care ar putea să salveze România. Discutăm despre acest domeniu, așa cum vă spuneam, pentru că este foarte important. Avem și alte subiecte, în schimb, aici la audiență generală discutăm tot despre agricultură, însă despre oameni de afaceri care știu să învârte agricultura pe degete. Discutăm despre acest subiect puțin mai târziu. Și tot aici discutăm despre un drum județean care s-a rupt pur și simplu în două azi dimineață, ca în urma unui cutremur. Vedeți aici la Vest TV Regional, la audiență generală, imagini în premieră. Așa că rămâneți alături de noi, veți vedea imagini absolut, absolut șocante despre cum se poate rupe un drum într-o singură noapte. Și tot aici la audiență generală vorbim despre virozele care pun stăpânire pe județul Caraș-Severin, acolo unde Direcția de Sănătate Publică a blocat pur și simplu accesul în spitale tuturor vizitatorilor. Vedem ce se întâmplă și mai ales câte sute de oameni sunt deja în spital la această oră datorită acestor viroze. Revenim acum la agricultură. Așa cum vă spuneam, agricultura are de suferit, mai ales acum primăvara sau la început de primăvară, când temperaturile sunt anormal de calde pentru această perioadă, iată, vine cu atât mai greu pentru agricultură. Așa cum vă spuneam, aceste temperaturi dau planurile peste cap celor care lucrează în domeniu, așa că mulți trebuie să caute finanțări. Unde găsesc, în schimb, acești bani pentru agricultură? O agricultură care merge din ce în ce mai greu, având în vedere lipsa de finanțare. Discutăm despre acest subiect cu domnul Florin Bogoșel, vicepreședintele Colegiului Camerei Agricole din Arad, care a acceptat să vină astăzi să discute cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la emisiune. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Da, așa cum spuneam, temperaturile ridicate cam dau bătăi de cap celor care sunt în agricultură astăzi. Lipsa de zăpadă, lipsa apei din sol dă bătăi de cap. Așadar, unde găsesc oamenii bani să suplinească toate aceste lucruri pentru a avea o producție cum se cuvine pentru toamna acestui an? În primul rând, în agricultură există o compensare, să spun așa, există ani buni pentru agricultură, există ani mai puțin buni, dar compensarea se face cu prețul. În anii în care au fost producții mari, la cereale ne referim, da, prețul a fost mai scăzut față de anii în care au fost niște rezultate mai puțin bune, în care, de fapt, prețul a fost mai mare. Bun, practic oamenii au plătit mai mult. Știți, într-adevăr, în România este perfect adevărat, atunci când avem o producție foarte bună, reușim să vindem, din păcate vindem ieftin, exact. Iar atunci când avem o producție mai mică, creștem prețul pentru a suplini ceea ce am cheltuit, însă totul în detrimentul buzunarului celui care merge să-și cumpere pâine, salam și alte lucruri. De unde găsește agricultorul bani pentru a cumpăra utilaje, pentru a dezvolta ferme agricole? Este foarte important să discutăm acest subiect, pentru că astăzi nu mai putem vorbi de o agricultură performantă făcută pe un hectar sau pe 500 de ari, sau pe 50 de ari, mă scuzați. Exact. Cum, de unde atragem acești bani? Într-adevăr, și România ar trebui să se alinieze ca și celelalte țări membre a Uniunii Europene. Bursa pentru agricultură, pentru cereale, știm bine că este la Londra. Da? Și acolo se stabilește prețul, da? Exact, se stabilește prețul și atunci apare competitivitatea între țări. Bineînțeles, noi ca și țară, România, avem teren extraordinar de bun, am avut rezultate foarte bune la nivel european, dar diferența o face modul în care facem agricultură, utilajele, pregătirea terenului și așa mai departe. România ca și țară are la dispoziție prin proiectele europene, da, care subvențiile care le primim din partea Uniunii Europene, să acceseze anumite proiecte care pot să ajute agricultorul român să poată să facă față la cerințele care sunt în zilele astea și la cheltuielile care presupun agricultura. Bun. Astăzi eu, dacă aș vrea să mă mut la țară, aș avea, cu ce aș putea să încep? Îmi trebuie un teren, îmi trebuie ceva de la care să încep un business în agricultură. În străinătate, spre exemplu, este destul de simplu atunci când vrei să te muți într-o zonă rurală și statul vine și îți pune ceva bani în geantă și te ajută să pornești această afacere. Cum facem în România treaba asta? Foarte bună întrebare.
Referitor la tineri care au această posibilitate și nu numai, există anumite proiecte, da, care se pot depune indiferent de vârstă, dar vorbind de tineri, sunt niște avantaje foarte bune care le sunt puse la dispoziție. În următoarea perioadă 2014-2020 de finanțare din partea Uniunii Europene, finanțare care a întârziat, trebuia din 2014 și a început de fapt în 2015, există foarte multe posibilități de instalare a tânărului fermier în mediul rural. Bun, dar s-a vorbit și se vorbește de tinerii fermieri de ceva ani. Am trecut într-o altă etapă? Nu, nu. Nu cred că putem să o numim o altă etapă, dar lucrurile sunt mult mai transparente și mult mai ușor de accesat. Bun. Câți bani aș primi eu dacă m-aș muta în zona rurală pentru a-mi deschide o fermă agricolă? Sau ce anume trebuie să fac pentru a primi un sprijin din partea statului? Da. În primul rând trebuie să fie făcută autoevaluarea. Adică... Să știți că dacă este să mă autoevaluez, să știți că sunt foarte bun. Am înțeles. Depinde... Da. Dar ce ar trebui, cu ce începem? Care sunt primii pași dacă vrem să ne mutăm în zona rurală, cel puțin cei tineri, mai tineri decât noi, cei care doresc într-adevăr să-și deschidă o fermă sau un business în domeniul agricol? Da. Există, se numește măsura instalarea tânărului fermier, da? Și unde sunt niște condiții minime. Trebuie să aibă până în 40 de ani neîmpliniți, la data depunerii proiectului. Am ratat-o deja. Da. Avem și care nu, la care nu contează vârsta, dar este doar 15.000 de euro, nu între 40 și 50 de mii. Să știți că nu ne deranjează nici 15.000. Dar continuați, vă rog. Așa. Avem măsura 6.1, da? Instalarea tânărului fermier. Bun. Haideți să o luăm puțin detaliat. Cei care au până în 40 de ani, da, primesc o sumă importantă. Cât ați spus? Între 40.000 și 50.000 de euro. Bani nerambursabili. Și câți oameni sunt care au aplicat pentru astfel de proiecte? Eu vă spun foarte sincer, la 40.000 de euro este o sumă imensă, 50.000 de euro, sumă imensă pentru ceea ce ar avea nevoie sau pentru startul în viață pentru un tânăr astăzi. Este într-adevăr o sumă mare, nu putem să neglijăm această sumă, dar să știți că presupune și anumite responsabilități. Da. Și pentru ce se dau acești bani? Că bănuiesc că nu-i de cineva doar ca să stea cineva într-un sat. Nu, nu. Înainte ca să depună proiectul, tânărul respectiv, până în 40 de ani neîmpliniți, trebuie să îndeplinească câteva condiții. Deci are nevoie să aibă o fermă. Deci trebuie să dețină o proprietate la țară în avans. Exact. Trebuie să dețină o proprietate, da, în care înființează un cod de exploatație. Trebuie să fie proprietar sau să fie în arendă luat terenul? Se poate și în arendă, dar există o problemă, pentru că arenda trebuie să fie pe minim 10 ani. Ok. Pe minim 10 ani și, de fapt, este o problemă la majoritatea proiectelor vis-a-vis cu spațiile. Chiar eu am depus un proiect în luna august anul trecut, și m-am lovit de o problemă pentru că nu mi-a fost luat în considerare un contract făcut în primărie și a trebuit să duc primăria la notar, da? Ca să-mi dea... Să autentifice documentul. Bun, asta este specific birocrației noastre. Sau aveam posibilitatea să iau notarul să-l duc la primărie. Am înțeles. Și concret, la ce folosim acești bani? Dacă noi avem deja proprietatea, da, și am o... Eu știu, o microfermă în care poate cresc 20 de vaci. Da. Exact cum Uniunea Europeană încearcă să ne pună pe noi într-o oarecare legalitate, să spun așa, acest tânăr care vrea să beneficieze de acești bani de la Uniunea Europeană, trebuie să fie conștient că are responsabilitatea să își facă o firmă sub formă de persoană fizică, întreprindere individuală, da? Să participe și el, adică să plătească la impozitele care le are de plătit. Deci trebuie să fie activ în mediul în care va primi această sumă de bani. El, cu acești bani, poate să-și facă, eu știu, să investească într-un graj mai performant, poate să-și cumpere animale, de exemplu, deci poate să facă foarte multe lucruri, dar toți banii se vor justifica prin documente. Bun. E important și acest lucru să... Avem un start, practic o investiție pe care vrem să o facem. Aici s-ar potrivi mai mult pentru cei care stau deja la țară.
Dar cei care vor să se mute la țară, uitați-vă, astăzi, spre exemplu, din multe școli, tinerii care ies nu au, să spunem, șansa de a munci decât, eu știu, poate într-o firmă unde salariul este cum este și poate omul vrea să se întoarcă în zona rurală, să se întoarcă la țară, acolo unde poate nu are teren. Exact asta spuneam în primele fraze, trebuie prima oară autoevaluarea. S-ar putea tânărul respectiv care stă la oraș, care aveți dreptate, lucrează la o întreprindere unde are un program, da? Să poate să aibă la țară bunici care să aibă cât de cât o gospodărie. Și în gospodăria respectivă pot să... Ar putea din gospodăria respectivă să facă o afacere prin care să poată să-și... Bun. Există o suprafață pentru care se plătesc acești bani. Există, eu știu, condiții vis-a-vis de ce anume să cumpere sau ce anume să dezvolte în zona rurală? Da, pe site-ul afir.ro, da, avem tot ghidul solicitantului în care sunt și unitățile de conversie. Pentru cei 40.000 de euro ar fi nevoie între 12.000 și 299.999 de SO, așa se numesc unitățile de măsurare. Și ca și un exemplu, o vită adultă are 1030 de SO. Deci, în mod normal, ar trebui să aibă 12 vaci. Și, de exemplu, un cal are 1094. Am înțeles. Deci fiecare lucru este evaluat în astfel de puncte. Exact. Și pe baza acestor puncte, el primește banii. Sau din această sumă, el primește suma aferentă punctelor adunate de fiecare. Câți tineri pot să aplice pentru astfel de proiecte? Există o limită de fonduri? Sau oricine poate să facă asta? În mod normal, ca și în orice lucru, primul venit, primul servit. Sunt mulți care nu se interesează, să spun așa, sunt mulți care nu vor sau probabil, eu știu, sunt nepăsători. Știți ce mi se pare mie foarte interesant? Deci, la sume atât de mari, sunt atât de puțini tineri care se duc să ia acești bani. Ce am văzut și până acum, să spun așa, o experiență negativă trăind în mediul rural, am văzut că sunt niște... Problema cea mai mare este că s-au accesat acești bani înainte, banii i-au luat tinerii și tot bătrânul a rămas să curețe la vacă sau să dea la vacă să mănânce. Deci n-au văzut-o ca și o perspectivă. Nu, s-au interesat doar de bani, nu și de dezvoltarea lor. Exact. Putem să vorbim de o altă măsură în care se poate continua o afacere, da? Investițiile în modernizare de exploatații, unde cofinanțarea este între 30 și 90% și se poate merge până în 1 milion de euro. Domnule Bogoșel, poate vorbim aici de educație, de faptul că tinerii de astăzi poate au uitat cum se muncește. Cred că este o problemă. Poate că este și o chestiune de mândrie a lor, de ce să muncească la coada vacii. Poate coada vacii nu le aduce aceeași mâncare bună. Știți cum, preferăm să mergem în supermarketuri unde cum, mergem toți, că n-avem încotro. Dar este un mare blestem pe România să trăiască din supermarketuri când avem posibilitatea prin agricultura noastră să hrănim, cred că de 5 ori mai mult decât trăim în țara asta, da? Avem pământuri foarte bune, avem condiții de crescut animale, ori cred că ajungem la partea de educație. Cum îi educăm pe acești tineri să ajungă în mediul rural și să iubească munca? Foarte complicată întrebare. Eu, de exemplu, m-am născut în comuna Vinga, dar până la 18 ani am stat în Timișoara. Am terminat medicina veterinară și... probabil și prin conjunctură, dar a fost și ceva din interiorul meu care m-a chemat. Și v-ați întors țară. La Vinga, da? Exact. Și nu vă pare rău? Nu, niciodată. Bun, perfect. Vom mai discuta despre subiectul Vinga. Mergem acum la Dieci, doamnelor și domnilor, pentru că aici, azi dimineață, un drum s-a rupt pur și simplu ca în urma unui cutremur. Așadar, la această oră, drumul între Dieci și Crocna este întrerupt. Suntem acum în legătură directă cu primarul comunei Dieci, cu domnul Traian Liviu Burtă, care ne poate da detalii despre ce s-a întâmplat. Bună ziua!
Bună ziua, vă spun și eu și ascultătorilor dumneavoastră. Domnule primar, am discutat și astăzi pe parcursul zilei la telefon, am discutat și cu cei de la pompieri, am discutat cu cei de la Consiliul Județean, cu autoritățile. Ce s-a întâmplat practic acolo? Și rog pe colegii mei să difuzăm deja imaginile, pentru că sunt imagini parcă desprinse dintr-un film de groază. Da, așa e. În primul rând aș vrea să fac o precizare, că am văzut pe net o știre cum că localitatea Crogna, aparținătoare comune, deci ar fi izolată. E puțin greșit. Da, e drumul într-adevăr, nu, acest drum se poate circula decât pietonal, dar avem legătura prin Pescar Gurahon, deci nu e izolată total. Da, pe cine nu a fost la fața locului poate nu știe despre ce este vorba. Domnule primar, de când a început această fisură atât de puternică? Noi avem acum imagini în premieră prezentate la televizor aici la VSTV Regional. Colegii mei s-au întors de puțin timp de la fața locului. De când a început practic această mișcare atât de puternică a pământului din zonă? Aseară s-a simțit, când au trecut mașinile, s-a simțit ca o idee, o denivelare. N-au înțeles că au trecut cu viteză. Azi noapte s-a întâmplat, dar la început foarte puțin, și mai spre dimineață s-a lăsat pământul mult mai tare. Da. Noi am fost anunțat undeva în jur la ore, nu știu, cred că 5 era. Am mers la fața locului, am avut și mulțumim la Dumnezeu că nu s-a întâmplat vreo nenorocire. Am luat toate măsurile, am văzut o reacție promptă a drumurilor de țene. Au venit la fața locului foarte rapid, la ora 10, cred că era 10, erau deja acolo. Și mă bucur pentru că noi nu prea... Am vorbit, cum se spune, ca Moise în pustiu când vorbeam despre drumurile județene din comuna noastră, care fac legătura. Când era vorba, de exemplu, de drumul Diece-Revetiș, unde aproape nu se mai poate circula, unde e un pericol efectiv pentru microbuzul școlar care transportă elevii și nu numai. Da, domnule primar. Aici la da, spuneți, vă rog. Spuneți, continuați, vă rog. Către Crogna am informații că acum vreo 40 de ani s-a mai întâmplat ceva asemănător. Ce se întâmplă? Acolo colegii noștri au văzut, Crișul Alb e foarte aproape de drum. Acum am putea spune, domne, cei de la Apele Române n-au văzut... Crișul Alb este acolo de când e lumea și nu s-a întâmplat asta. S-a mai întâmplat acum 40 de ani. Bun, ce soluții sunt, domnule primar? Poate fi reparat acest drum? Poate fi reintrodus în circuit? Sigur că da. Mâine dimineață la ora 10 o să vină încă o dată o comisie și de la prefectură și de la drumul județene, de la inspectorul în situație de urgență, ca să se poată demara lucrările în modul cel mai rapid. Undeva pe joia viitoare, cel târziu, mi s-a spus că o să se poată circula pe drum. Dar eu cred că asta e o soluție provizorie. Acolo trebuie intervenit pe malul Crișului Alb cu gabioane, nu știu, nu sunt de meserie, n-aș putea să spun exact, dar soluții cu siguranță vor găsi. Cum pot să spun că trebuiau găsite de către inginerii specialiști la drumuri când s-a refăcut drumul, când s-a asfaltat, sau de către cei de la Apele Române, văzând că e atât de aproape de Crișul Alb de drum, că practic asta a întâmplat. Crișul face o curbă acolo și lovește exact în partea dinspre drum și a săpat pe dedesubt. Acum, ce să vă spun? Poate că cineva trebuia să vadă. Cineva, aveți foarte mare dreptate. Din imaginile pe care le vedem, acolo poate să încapă chiar și un om, practic, în acea fisură puternică, da? Da, e mare fisura. În partea spre Crogna e lăsat cu totul drumul undeva la 1,5 metri, în partea dinspre Dieci e fisura mai mică și lăsat mai mic drumul, dar am băgat 2 metri aproximativ are fisura. Da, deci, foarte periculos. Foarte, foarte. De asta spun că mă bucur că nu s-au întâmplat accidente sau ceva, Doamne ferește, cu victime. Da, domnule primar, ce să vă spun, vă doresc succes în găsirea unor soluții, pentru că drumul este foarte important să fie refăcut și să prevenim astfel de incidente pe viitor. Suntem acolo omniprezenți, am fost de la când am aflat, măsurile vor fi imediate, am sunat în toate părțile, toate organele abilitate au fost anunțate la timp, au reacționat prompt și mă bucur și să sperăm într-o soluționare rapidă. Pentru început, să zicem așa, un pic provizoriu, că eu vă promit că o să fac demersul în așa fel încât acolo să fie consolidat malul Crișului, să nu mai avem astfel de surprize. Să știți că vom fi cu ochii pe promisiunea dumneavoastră, domnule primar. Mă bucur. Da, mulțumim și noi foarte mult că ați acceptat. Pe această cale vreau să mulțumesc televiziunilor mass-mediei care, ca și de fiecare dată, dă dovadă că e interesată
de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Da, mulțumesc foarte mult, domnule primar. Pe celelalte poturi care au sunat, care au fost interesate și care au prezentat oamenilor situația existentă. Bun, vă doresc succes în continuare. Mulțumim încă o dată că ați intrat în legătură directă cu noi. Noi ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim, discutăm despre agricultură. Discutăm și despre șmecherii din agricultură, pentru că, veți vedea, sunt și astfel de oameni care sunt puși pe făcut bani foarte mulți cu orice preț. Așa că rămâneți alături de noi și revenim aici la VSTV Regional în câteva momente. Am revenit în emisie, doamnelor și domnilor, și cum vă spuneam, astăzi discutăm despre agricultură. Este un domeniu fierbinte, mai ales prin prisma faptului că și afară este cald. Dar vedeți că această fierbințeală, din păcate, îi ia pe unii cu valul. Și așa cum vă spuneam mai devreme, în timp ce unii muncesc din greu în agricultură, alții fac bani frumoși, speculând anumite lipsuri din piață. Așadar, azi dimineață procurorii au bătut la ușa unor oameni de afaceri din județul Timiș pentru că sunt suspectați de afaceri cu cereale. Aceste afaceri, așa cum vă spuneam, se extind chiar și în Serbia, acolo unde au fost exportate presupuse produse. Suntem în legătură directă cu Felicia Popa, colega noastră de la Timișoara, care ne poate da detalii despre acțiunea celor care au avut azi dimineață vizitatori. Bună ziua! Bună ziua, bun găsit tuturor! Procurorii DNA însoțiți de jandarmi, inspector ANAF și ofițer de la antifraudă au efectuat în această dimineață 6 percheziții. Deschiderile s-au desfășurat concomitent în Timișoara și în comunele Sân Andrei și Iecea Mare din județul Timiș. Printre cei vizați de investigatori se numără și un cunoscut om de afaceri din vestul țării care activează în domeniul agriculturii. Este vorba de Cristian Popa, un important jucător pe piața cerealelor din Banat. Acesta este acuzat că ar fi prejudiciat statul împreună cu alți oameni de afaceri cu 3 milioane de euro. Ofițerii antifraudă au verificat mai multe documente despre care bănuiesc că au fost falsificate. Este vorba despre facturi care ar fi fost emise pe numele unor firme fantomă care au ca interpuși cetățeni din Serbia. Ancheta în acest dosar a fost începută în urmă cu 4 ani. Procurorii spun că schema afacerii era simplă. Se achiziționau cereale de la persoane fizice, erau emise facturi de la firme fantomă, apoi se solicita returnarea de TVA, după care firma era băgată în insolvență sau acțiunile cesionate unor cetățeni sârbi. 5 persoane au fost duse la audier la sediul DNA Timișoara. Suspecții sunt cercetați pentru evaziune fiscală și constituire de grup infracțional organizat. Da, mulțumim foarte mult, Felicia, pentru informațiile date. Iată, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, în timp ce unii muncesc din greu în agricultură, alții fac rapid milioanele de euro, cu toate că, iată, sunt importanți jucători pe această piață. Noi revenim aici în platoul unui al VSTV Regional și discutăm despre agricultură, discutăm despre finanțarea agriculturii, care nu este simplă. Însă atunci când nu știi de unde să iei bani, într-adevăr este greu. De aceea discutăm astăzi cu vicepreședintele Colegiului Camerei Agricole din Arad, cu domnul Florin Bogoșel, despre acest subiect. Domnul Bogoșel este în continuare alături de noi. Așa cum discutam în prima parte a emisiunii, sunt bani pentru tineri. Însă, discutând la pauza publicitară, îmi spuneați că bani sunt și pentru cei care nu sunt atât de tineri și cei care sunt la țară, dar nu neapărat în domeniul agricol, de unde se pot lua bani. Exact. De anul acesta s-a introdus o măsură nouă, 6.2 se numește, care ajută pe cei care vor să se integreze în mediul rural, da, și să presteze anumite servicii. Este vorba de o sumă de 50.000 de euro care se acordă în două tranșe, 75% respectiv 25%, care se pot desfășura mai multe activități. În mediul rural vorbim. De exemplu, un service auto poate să se formeze o coafură, reparații de orice nivel, dau un exemplu, dresaj canin, calculatoare, reparații calculatoare, deci sunt mai multe, sunt pe afir.ro, sunt publicate codurile CAEN care sunt eligibile pentru acest proiect. Câteva dintre condiții foarte importante de menționat,
acel care dorește să acceseze acest proiect nu trebuie să fie avut vreodată firmă care să aibă un cod de activitate similar cu ceea ce vrea să depună pe proiect. Un avantaj, nu contează vârsta, poate să aibă și peste 40 de ani. Spuneați dumneavoastră că ați fi trecut de cei 40 asta, de ani. Asta e viața. Aveți o șansă. Deci ne mai rămâne totuși o șansă și celor peste 40 exact, de ani. Exact, exact. Și este bine de menționat că cifra de afaceri, da? Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani de zile care rămâne sub monitorizare, trebuie să depășească 30% din prima tranșă. Adică din cei 50.000 de euro, 75% și din cei 75% din 50.000 de euro, cifra de afaceri trebuie să depășească 30%. Aceste condiții probabil este urmare a monitorizării afacerii respective. Deci afacerea trebuie să funcționeze. Și cât timp trebuie să țin? 5 ani de zile. După deci, ce 5 ani de zile trebuie să funcționeze în continuare exact, firma. Exact. Da. Nu este foarte complicat. Bun. În cât timp primesc oamenii banii? Pentru că noi astăzi avem o altă problemă. Ne lansăm în proiecte, da. Ne lansăm în cheltuieli, da. Da? Și apoi trebuie să ne recuperăm banii. Vă spun din experiența mea personală. În luna august anul trecut mi-am depus un proiect pe AFIR pe măsura 6-4, sunt medic veterinar și am vrut să fac un proiect cu cofinanțare de 10%, am pus eu 90% Uniunea Europeană pentru dezvoltare cabinet medical veterinar. În luna august l-am depus și nu au fost costuri, iar acum 2 săptămâni când s-a publicat am fost chemat pentru a semna contractul. Bun. Ați început proiectul între timp? Nu l-am pus încă în aplicare. Bun. Urmează în următoarea perioadă, de 3 luni de zile. Asta înseamnă că ați semnat contractul cu cei de la AFIR, da? Da. Bun. Începeți afacerea pe banii dumneavoastră sau vă virează ei prima tranșă în cont? Avantajul meu este că folosesc doar o singură firmă pentru achiziția echipamentelor și firma respectivă... Vă creditează. Exact. Marea parte a echipamentului îl are pe stoc. Bun. Și firma vă creditează. Da. Dar nu același lucru se întâmplă cu toată lumea. Poate nu toți au posibilitatea să găsească pe cineva care să-i crediteze. Cum facem cu aceste persoane? Pentru că ei trebuie să împrumute, trebuie să... Mai există o posibilitate, se numește garanția bancară, în care banca poate să suporte partea care trebuie să o pună persoana respectivă. Deci asta înseamnă că noi putem lua bani de la bancă și garantăm cu acest contract... Noi nu luăm bani de la bancă. Banca ne dă o foaie de garanție, ceea ce înseamnă că banca oricând este dispusă să ne ajute în proiectul respectiv. Bun, și banca și ia banii de la... Sau... Da, noi vom plăti dobânda pe perioada în care se desfășoară achiziția din proiect. Dau un exemplu. În timp ce veneam la emisiunea dumneavoastră, am fost sunat de cineva care a văzut că a fost publicat proiectul meu și dacă nu am nevoie de finanțare, o firmă din București, nu știu cine este, i-am spus să-mi trimit un mail. Să vă trimită condițiile de finanțare, exact, da? Exact. Să înțeleg că sunt oameni care imediat sunt, exact. Sunt pe fază, exact. Oferă bani contra unei dobânzi. Exact. În cazul în care acel proiect este făcut, că bănuiesc că proiectul care îl depunem cu costuri. Cât costă o mașină de tuns iarbă, cât costă, eu știu, un tractor, cât costă o grapă, da? Da. Avem prevăzut în acest proiect și sumele pentru eventuale dobânzi și penalizări? Nu. Și asta să înțeleg că le suportăm din buzunar. Deci, partea de cofinanțare... Deci, sunt banii noștri, să spun așa, și cofinanțarea care vine din partea Uniunii Europene. Noi putem să facem proiectul efectiv pe câți bani dispunem noi. Și atunci mai apar doar unele dobânzi în desfășurarea achizițiilor din proiect. Bun. Pentru că nu mai avem foarte mult timp din emisiune, timpul se scurge foarte rapid, aș vrea să discutăm puțin despre o altă așteptare pe care o au foarte mulți dintre telespectatorii care ne privesc la această oră și anume acele finanțări pentru înființarea unor livezi, pentru înființarea unor suprafețe de vie, viță de vie, prin intermediul APIA.
Știu că până acum au fost dați bani pentru vița de vie, însă de cel puțin 2 ani de zile se așteaptă pentru domeniul horticol, pentru înființarea sau refacerea unor livezi. Știți cumva în ce măsură vor fi alocați acei bani? Pentru că există o mare așteptare pentru cei care lucrează în domeniu și dacă stăm să ne uităm în magazin, astăzi este rușinos ca român să mergi să cumperi mere din Polonia cu 4 lei kilogramul sau să așteptăm să ne vândă, eu știu, rușii sau din alte țări să ne vândă mere când noi am putea să producem pentru ei, să exportăm mere, cândva exportam. Da, există finanțare și pentru pomicultură, înființarea sau dezvoltarea de livezi. Se pot accesa până în 100.000 de euro, da? cu o finanțare între 30 și chiar 90% din bani. Deci noi trebuie să mai punem bani dacă facem exact. Livadă. Da, cu o finanțare este între 30 și 90%. Păi, și ce înseamnă în sumă directă? Sau de exemplu, dacă sunt anumite condiții, de exemplu, contează zona unde se înființează livada, sunt zone defavorizate, să le spunem așa, în care obținem un procentaj de 20%, da? Și creștem de la 70, de exemplu, avem 70 de puncte. Dacă suntem în zona în care trebuie, mai primim încă 20% procent de finanțare și ajungem la cei 90%. Ca să facem de 100.000 de euro un proiect, da, de 100.000 de euro, noi trebuie să beneficiem de cei 10.000. Da, la această oră se știe și ce sumă se plătește pe hectar? Sau încă nu se cunosc aceste date? Nu sunt în măsură să vă răspund. Nu deci știu. Încă nu știm. Știu că au fost pasate de la Apia la Sapard, de la Sapard la PNDPI, nu le știu pe toate. PNDR, da? Deci au fost împinse de la una la alta, toată lumea vorbea despre ele, dar nimeni nu făcea nimic concret. Da, a fost Sapard, au fost fondurile preaderare, da, înainte să aderăm la Uniunea Europeană și acum se numește PNDR, care este care lucrează prin AFIR, care este în fiecare zonă. Am înțeles, dar până la urmă se vor da acești bani sigur, în sigur. Cursul acestui an. Și am rămas foarte uimit și prieteni de mei care și-au depus proiecte de modul de transparență în care se lucrează pe noile proiecte. Bun, după ce ați câștigat, puteți să spuneți că sunt transparenți. Nu, chiar am rămas uimit de un număr foarte mare de câștigători. Bineînțeles, cei care au fost, care s-au încadrat în punctajul respectiv. Da. Aș vrea să discutăm acum un alt subiect. Îmi spuneți că v-ați întors la Vinga după ani de zile după care ați fost plecat la Timișoara. Da. Da? Vă pare rău că v-ați întors astăzi din nou în mediul rural? Nu. Am vrut și eu să fac la fel ca toți tinerii din ziua de astăzi. Să știți că tinerii nu merg la țară astăzi. A, nu la țară, în străinătate. Ați fost în străinătate? Da, am fost și în Spania, am fost acum 3 ani în Irlanda, aveam posibilitate să rămân acolo, dar nu m-am putut adapta. Îmi iubesc prea mult satul să pot să plec. Bun. Ați lucrat tot în agricultură sau în zootehnie? Zootehnie. În zootehnie, da. Pentru că sunteți medic veterinar. Ce au în plus spaniolii sau irlandezii față de ceea ce avem noi? Sau ce vreți să faceți la noi din ceea ce ați văzut la ei? Într-adevăr, ei au trecut de conceptul acela care l-am avut noi. Da? Noi consideram că aveam fermă dacă vorba aceea cum era, se desfința colectivul și își furau niște bari de metal și își făceau o cocină de porci. La ei n-au fost posibilitatea asta și au făcut ferme adevărate. Și se lucrează mult mai ușor. Dar mult se muncește mult. Se muncește mult, se muncește foarte mult mecanizat și se muncește în familie, ceea ce este un avantaj. Da, este un avantaj, mai ales astăzi la țară. Foarte interesant, poate trebuie să ajungă și la urechile autorităților acest lucru despre modul în care trebuie să reatragă tineretul în zona rurală. Da. Există o problemă, cel puțin la Vinga, există o problemă vis-a-vis de lucrul acesta. Sunt, într-adevăr, fermele mari care lucrează suprafețe mari, dar ar avea loc și tinerii să se instaleze în mediul rural. Ar fi posibilități. Ce ați face dumneavoastră pentru atragerea tinerilor în zonă, pentru dezvoltarea celor care ar vrea să meargă în zona rurală? Atingeți un punct sensibil. Vreau să vă spun, probabil, în 5 iunie voi candida la primăria Vinga.
Asta este o surpriză. Da, nu am toată vrut să lumea răspund. Se bagă în politică. Nu. Dar... Da, spuneți, vă rog. Se poate mult mai mult. Îmi iubesc atât de mult satul încât cred că se poate face mult mai bun, mult. Bun, ce ați vrea dumneavoastră să faceți acolo? Revin la întrebarea mea inițială. Da. Pentru a atrage tineri spre muncă, spre zona rurală, spre dezvoltarea unor ferme, pentru că discutam aici de finanțări care ar putea să ajungă în zona rurală. Una dintre condițiile la majoritatea proiectelor este ca tânărul care se instalează sau care beneficiază de subvenții trebuie obligatoriu să aibă reședința în comuna respectivă. Bun, să stea acolo. Să stea acolo. A, primăria Vinga de niciodată nu a dat un loc de casă la un tânăr. Și ar fi posibilitate. Și știți ce mai spun eu? Poate că ar trebui ca cei care se ocupă de agricultură să aibă și utilajele lor, nu să apeleze tot timpul la unii și la alții și să se dea mari agricultori. Exact, exact. Dar să știți că pentru persoanele care, de exemplu, vor să țină animale, nu pot să facă și agricultură, să facă și zootehnie. Dacă ești bun în zootehnie, fă zootehnie. Puneți bani deoparte și în momentul în care se recoltează, la un preț bun poți să-ți achiziționezi furajul. Repet, astăzi mulți se dau mari în agricultură, dar de fapt nu se pricep la asta. Cum se spune, la români se pricep toți la femei, la fotbal și la agricultură. Noi mergem acum în Caraș Severin, doamnelor și domnilor, pentru că mai avem puțin din această emisiune. Vă spuneam acolo, avem cel puțin 100 de oameni care se îmbolnăvesc pe zi de viroză, așa că cei de la DSP au dat astăzi interdicția de vizitare în spitalul din Reșița. Suntem acum în legătură directă cu colegul nostru Vali Popovici, care ne poate da detalii despre măsurile luate de DSP. Bună ziua! Bună ziua, într-adevăr așa este, numai că situația s-a cam schimbat. Adică dacă aveam restricții de vizitare în Spitalul Județean de Urgență din Reșița, care are 3 corpuri de clădire în tot orașul, iată că de astăzi avem restricții de vizitare și la Caransebe, și la Moldova Nouă, și la Oțelul Roșu. Adică toate spitalele sunt într-un fel de semi-carantină, aș putea spune. Nu este declarată carantina, dar este greu de trecut pe acolo. Adică pe ei nu se trece din cauza portarului. Sunt lăsați cu chiu cu vai să intre doar cei care sunt verificați prin centrala telefonică dacă într-adevăr au probleme la spital, sunt chemați de medici pentru, eu știu, remiterea unor rezultate de laborator sau unele discuții cu medici. În fine, cei care într-adevăr au fost chemați acolo. În rest, așa cum se știe de pe la noi și cum este nevoie, fiindcă de aia se duc oamenii cu o supă, cu o farfurie de mâncare și cu un suc sau cu apă, fiindcă la spital se mănâncă exact ca la spital. Știu foarte bine cum sunt porțile pe acolo, nu trebuie să ne ascundem după degete. Dacă nu ar fi ca oamenii să fie întreținuți, într-adevăr, de acasă, vai și amar de capul lor, ar fi într-o cură de slăbire permanentă. Așa cum spuneam, la Reșița am avut cel puțin pentru statistica săptămânii trecute 100 de îmbolnăviri pe zi, cu viroze respiratorii, cu stări gripale, probleme legate, în primul rând, de bolile sezonului rece, în ghilimele, fiindcă numai prea rece nu prea este afară în acest moment. Mai rece ca vara, dar nu rece ca și iarna. Așa cum spuneam, măsura luată de conducerea Spitalului Județean ne-a nemulțumit pe reșitenii care au dorit să-și viziteze rudele în afara programului, tocmai ca să-și ducă, să le ducă de mâncare, să le ducă medicamente, fiindcă și asta se practică și să nu ne ascundem nici de data asta după degete. Știu foarte bine că doctorul se eliberează acolo un bon, nu o rețetă, un bon, nu semnează nimeni și spune, cumpere asta, 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 asta și asta și le aduci că trebuie să ia aparținătorul tău medicamentele respective. E, s-a ajuns până într-acolo încât asistentele au coborât de pe secție, au luat pungile cu medicamente și le-au dus la bolnavii respectivi. Să vedem ce se va întâmpla. Pe surse, în ghilimele, adică prin informațiile pe care le putem obține noi ziariștii, am aflat că ar fi și ceva cazuri de gripă, dar până nu primim o informație oficială, confirmată de autoritățile medicale, nu putem să vorbim oficial. Așa cum spuneam, oficial, de astăzi s-a extins această semi-carantină, în ghilimele, și la Oțelul Roșu, și la Caransebe, și la Moldova Nouă. Vasile? Da, mulțumesc foarte mult, Vali, pentru intervenția ta. Iată, doamnelor și domnilor, trebuie să punem punct emisiunii aici, pentru că în câteva momente vine monitorul. Colegul meu, Bogdan Costea, vă prezintă cele mai importante știri din vestul țării. Să știți că sunt foarte interesante știrile. În primul rând, veți vedea detalii de la locul surpării acestui drum de la Dieci. Colegii mei de la știri au fost
fost prezenți acolo astăzi, pe tot parcursul zilei, au stat alături de oameni, au stat alături de localnici pentru a vedea drama prin care trec odată cu ruperea acestui drum. Discutăm și despre alte știri importante, așadar rămâneți la monitor pentru că sunt știri foarte interesante, iar în această seară de la ora 20, colegul meu Andrei Ando are doi invitați de excepție, doi invitați cu care discută subiecte foarte interesante. Deputatul Dorel Căprar și senatorul Fifor este astăzi aici la VSTV, vor fi în direct, vor răspunde la întrebările dumneavoastră dacă veți trimite mesaje. Așadar, rămâneți pe VSTV pentru că merită. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!